al doilea an când luăm de aici compost. Da, și vă mulțumim că ați venit și mulțumim tuturor celor care au venit să-și ia compost ca să își îmbunătățească solul, atât din ghivecele din apartament, cât din grădinile pe care le au, fie la bloc, fie undeva în proximitatea locuinței lor. Al doilea an în care culeg roadele, toamna se culeg roadele, al doilea an în care noi reușim să dăm acest compost participanților, celor care aduc zi de zi, săptămână de săptămână, deșeurile vegetale din gospodăria lor. Fac un efort care la final este răsplătit. Chiar am primit acest feedback legat de florile din apartament, care arată mult mai bine de când se folosește compostul de aici. Și în continuare reușim să adunăm undeva la 0,6 tone pe lună de deșeu vegetal care se transformă în compost. În spatele nostru avem 4 cutii de 900 de litri fiecare, care sunt pline cu materie vegetală. Două sunt în proces de maturare și celelalte două sunt cu aport nou. De fapt, ne-am instalat o cutie de compostare și tot ce rezultă din grădină, din curățarea grădinii și deșeurile din casă, din gospodărie, reușim să le compostăm și așa și iarba tăiată. Eu în Baia Mare, e un mare mister ce facem cu iarba tăiată, cei care locuim la curte. O punem într-o cutie de compost și pur și simplu dispare, ca prin minune. Adică se transformă, exact, se compostează și nu mai trebuie să ne chinuim, că mulți adună iarba tăiată în saci, care o duc nu știu unde, că nu știu exact care e procedeul, pentru că noi compostăm și facem compost din iarba tăiată. Deci e mult mai ușor să compostezi decât să faci deșeu, decât să crești volumul gropii de gunoi care miroase, care se formă în levigat, care poluează. E mult mai ușor să compostezi și chiar vă îndemn și vă invit pe toți să faceți lucrul ăsta. Martori sunt cele aproape 60 de familii care fac lucrul ăsta în Baia Mare. Drept urmare, cutiile de compost sunt pline. Și le mulțumim pe această cale că contribuie la tot ceea ce înseamnă procesul de compostare și reducem risipa și... Da, uite, acum unul dintre membrii familiilor care fac lucrul ăsta lună de lună vine după compost și o să-l invit aici lângă noi. Haide, Mariu, și spune-ne două cuvinte. Cât e de greu să compostezi? E foarte ușor. E foarte ușor. Da, spune aici, să audă toată lumea. Vină! Deci e ușor să compostezi, e mult mai ușor să compostezi decât să poluezi. Și să reamintim ce au voie să aducă la compost. Deșeurile vegetale, tot ceea ce vegetal din gospodărie, începând cu, nu știu, momentul în care gătim ceva, facem o ciorbă, rămâne super mult deșeu de la morcovi și toate legumele care se curăță. Coș de ouă, deci tot ce e crud. Tot ce e crud din gospodărie. Deșeuri vegetale, exact, legume și fructe se aduc. Noi asigurăm aici aportul de materie uscată și facem mentenanța la un anumit interval de timp să ne asigurăm că toată procedura funcționează după principiile compostării. Din păcate, uneori întâmpinăm și greutăți pentru că nu toată lumea depune în lada de compostare tot ceea ce trebuie și mai sunt și deșeuri pe care noi trebuie să le eliminăm și să le scoatem afară pentru că nu fac parte din procesul de compostare. Mânuși am găsit, saci de gunoi, plastic în general. Plastic, foarte mult plastic. În unele cutii de maturare am descoperit mâncare gătită și am fost nevoiți să anulăm respectivele cutii și să găsim alte soluții, dar avem foarte mare încredere în toți cei care contribuie la acest proces de compostare că împreună putem face acest lucru să funcționeze. Deci fără pâine, fără nimic ce e gătit, tot ce e gătit nu mai e viu. Deci compostul are viață. Dacă cineva e curios să dea la o parte și să se uită un pic mai în adâncime într-o ladă de compost, o să vadă viața din compost. Deci toate organismele, microorganismele, mă rog, le nu le vedem cu ochiul liber, dar ce vedem cu ochiul liber
e din plin, de la râme până la alte tipuri de insecte care, care produc descompunerea. Și descompun pentru a crea acel compost. Da. Deci insectele și râmele și microorganismele nu consumă nimic gătit, procesat. Doar noi, oamenii, consumăm procesat. Ele nu. Și atunci, nu pâine, fără pâine. Am găsit pâine, am găsit pizza, am găsit orez și alte lucruri gătite care nu fac decât să strice toată munca celorlalți care aduc alimentele crude și deșeurile vegetale din gospodărie. Mulțumim pentru... Mulțumim. Pentru că sunteți aici și pentru că ne susțineți an de an. Și... Spor la compostat. Da, spor la compostat.